Sfântul Apostol Simeon a fost fiul lui Cleopa, fratele lui Iosif, logodnicul Maicii Domnului. Sfântul Simeon a făcut parte din cei 70 de apostoli ai Mântuitorului. Acesta a predicat Evanghelia lui Hristos în Iudeea. După moartea Sfântului Apostol Iacob, vărul său, Sfântul Apostol Simeon, a fost numit episcop al Ierusalimului, păstorind până la o vârstă înaintată. Potrivit istoricului Eusebiu, acesta a fost al doilea episcop al Ierusalimului. Tradiția spune că atunci când a primit cununa în timpul împăratului Traian, Sfântul Apostol Simeon avea peste 100 de ani. În jurul anului 106 a început prigoana declanșată de către împăratul Traian, când la ordinul consulului Aticus au fost persecutați nu numai creștinii, ci și toți urmașii lui David. Tot atunci, câțiva eretici pe care îi combătuse în trecut l-au denunțat romanilor pe Sfântul ierarh Simeon, episcop care timp de 26 de ani și-a păstorit neîncetat turma. A fost supus la torturi de tot felul timp de mai multe zile, arătând atâta îndrăzneală, încât consulul și ceilalți se întrebau cum de acel bătrân în vârstă de 120 de ani putea să îndure astfel de chinuri. Cu toate acestea, l-au condamnat la moarte prin răstignire. În Biserica Romano-Catolică, pe data de 27 septembrie, este venerată Sfânta Fecioară Zita, născută în anul 1218 la Monsa Grati, un sat din apropiere de Luca, provenea dintre oamenii sărași de la țară, ale căror tinere pentru a își face zestre sau cel mai adesea pentru a nu mai fi povară pentru familie, erau date spre a sluji la o familie din oraș. Virtuțile sale au împins-o pe când era în viață admirației celor care se aflau în preajma ei și după moarte, care a avut loc la 27 aprilie 1278, au dat naștere la o mișcare de neoprit în rândul devoțiunii populare. Mormântul său se află în Basilica Sfântul Fredian, care păstrează și acum trupul său rămas neputrezit.